Colegiul economic Virgil Magiaru din Ploiești se mândrește de astăzi cu un anfiteatru renovat, modern. Sala a fost decorată cu panouri care oferă elevilor informații despre Uniunea Europeană, cu atât mai mult cu cât școala a participat adesea la unele proiecte realizate între mai multe instituții de învățământ de pe continent. Această sală totdeauna am desfășurat diverse activități în domeniul cultural. De asemenea, atunci când avem ședința cu părinții, atunci când avem partenerii noștri din diferite proiecte și ne vizitează, da? Totdeauna trebuie să-ți prezinți școala și reușim acest lucru în această sală, dotată corespunzător. Sala a fost decorată cu panouri care oferă elevilor informații despre Uniunea Europeană, cu atât mai mult cu cât școala a participat adesea la unele proiecte realizate între mai multe instituții de învățământ de pe continent. Avem Uniunea Europeană pe scurt, observați, instituțiile Uniunii Europene, pentru că suntem în foarte multe parteneriate cu țări din Uniunea Europeană, da? Și de câte ori ne vizitează și ei au posibilitatea să citească, da? Indiferent ce am prezentat noi pe format electronic, am observat că îi interesează. Un sprijin pentru activitățile extrașcolare ale elevilor, așa ar putea fi considerată această nouă investiție. Este o investiție fundamentală, întrucât acest anfiteatru va permite desfășurarea unor conferințe, unor workshop-uri, unor lucrări ample și cred că este extrem de utilă, mai ales că pe 16 aprilie va fi și Olimpiada Națională a Economiștilor și cred că va putea fi folosită într-un mod cât se poate de optim de către participanți. Sala este dotată cu aparatură de ultimă generație, iar investiția a fost realizată cu sprijinul Asociației Părinților.